Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la Cezar Videoblog. În acest episod o să construim o băncuță pentru copilul meu. O construim din materiale reciclate, obținute din demontarea unor alte piese de mobilier mai vechi. În loc să aruncăm lemnul, am decis să construim ceva util din el. Inițial nu am vrut să înregistrez acest proiect, dar m-am răzgândit pe parcurs și după ce am decupat și am început un pic treaba, am zis că ar fi bine și că merită să îl împart și cu voi, fiind un proiect interesant, arătându-se a fi un proiect interesant. Spațiul de lucru este foarte îngust pentru faptul că stau la bloc și atelierul meu este de fapt o măsuță din balcon, o măsuță rabatabilă pe care am construit-o în urmă cu ceva timp. Atelierul este în construcție și amenajare. Urmează să vedem cum o să-l facem. Trebuie să acopere mai multe domenii, să fie mai versatil, pentru că îmi place să lucrez și lemn, și pielărie, și electronică, și ceva prelucrări metalice, și pentru faptul că stau la bloc, în general mă limitez la lucruri care nu fac foarte multă gălăgie. Drept urmare, foarte multe din sculele pe care le folosesc sunt scule de mână, și nu electrice, cel puțin nu la priză, pentru că la priză fac gălăgie foarte mare de obicei și nu vreau să am probleme cu vecinii. Thank you.
Așa cum spuneam, adaptăm pe parcurs capacul. Inițial am vrut să-l las un pic mai lung, dar apoi am revenit asupra ideii și am zis că o să-l tai la aceeași dimensiune cu cutia de stocare și o să facem o decupare rotundă sau semi-rotundă în cutie pentru a ridica capacul. Ne gândim la siguranța copilului în general și să fie ușor de deschis și închis, și oricum palul e un material destul de greu și nu o să vedem, cred că o să adaptăm în timp și un opritor să nu se trântească eventual. O să vedem pe parcurs. Da, am reușit să tăiem pe lungime, mă tăiem manual, o să pilim acum, nu? După ce tăiem, pilim, să iasă cât mai bine. Aici e foarte repede, pentru că volumul de muncă e mare, e chiar mare. Am lucrat în decursul mai multor zile după servici, dar e interesant, e plăcut și relaxant, știind că fac ceva pentru copilul meu, cu drag îl fac, și având în vedere că în loc să-l cumpăr, o băncuță de genul ăsta costă câteva sute de lei, materialul era acasă, tot ce am cumpărat a fost un pic de vopsea, o să folosesc o vopsea acrilică și un lac, o vopsea pe bază de apă și un lac pe bază de apă, și cred că e acrilică, nu știu, n-am stat să văd exact. Oricum e pe bază de apă și vopseaua și lacul. Intenționam să-i facem o bază albă, peste care să pictăm sau să lipim desene colorate de fetiță.
acum strângem un pic rumegușul făcut de pilire. Banca este aproape gata, vom mai finisa un pic, vom monta și spătarul, după care ne vom apuca, vom repara ce se poate repara și vom vopsi. Iată, aceasta este băncuța completă. Am ales împreună cu copilul, cu fetița, am decis să punem colaj cu animaluțe colorate de ea, decupate, lipite și lipite pe băncuță, peste care am dat cu lac ca să le protejăm. Și aceasta este băncuța noastră. Pot să vă spun că sunt mulțumit de cum a ieșit. Ar mai trebui să cumpăr un pic de margine teu pentru, pe care vreau să-l pun pe suprafețele curbe pentru a evita rănirea copilului și cam asta ar fi tot. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă rog să subscrieți dacă vă place. Apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când o să pun un videoclip nou. Vă mulțumesc și vă mai aștept cu drag pe la noi pe canal. Urmăriți Cezar Video Blog.